Va fi cu adevărat un super match live. Bucură-te de super fotbal. Superbet, go super! Bună seara, doamnelor și domnilor! Și de data asta, o marcă înregistrată la prietenii lui Ovidiu. Invitatul emisiunii este fostul internațional și actualul antrenor, Marius Șumudică, pe care cred că nu e cineva care să nu-l știe. Eu îi mulțumesc că a venit. După cum cunoașteți, în momentul de față nu are angajament, deci e mai ocupat decât atunci când are echipă și tocmai de-aia îi mulțumesc că și-a găsit timp liber să vină să vorbească cu mine și implicit cu dumneavoastră. Șumi, bună ești seara. În formă? Da, în primul rând, bună seara. Da, sunt, dacă energia nu mai mă o canalizez așa pe ceea ce înseamnă munca de zi cu zi, antrenamente, sper să fiu în formă la emisiune. Da, cum te simți fără să ai o... Obiectul rău. Muncii imediat, așa la dispoziție. Rău, nu e confortabil, să fiu sincer, fiindcă în decursul carierei, așa mă uitam chiar pe CV-ul, decursul carierei mele de 18 ani ca antrenor, n-am prea stat acasă, mai mult de o lună de zile n-am stat acasă și mi-e greu. Îmi doresc foarte mult, câteodată poate și greșesc promițându-le sau dându-le speranțe unor oameni că putem colabora, dar după ce analizez, îmi dau seama că e momentul totuși să mă opresc până la vară, să nu mai iau o echipă din mers și să iau o echipă în care să o formez, să fac pregătirea eu și să știu ce îmi trebuie. Asta e și părerea lui Mircea Lucescu. Și Mircea Lucescu a zis, nu mă bag până nu începe un nou sezon ca să iau de la zero. Eu am pățit-o și am pățit-o la Rize, am pățit-o la Malatia, acum la Gaziantep, din păcate, cu toate că, să zic așa, tot ce a fost legat de plecarea mea a ținut numai de mine. Eu mi-am dorit să întrerup colaborarea, datorită și unor probleme personale și nu mai eram motivat, nu puteam. Aveam niște probleme personale, familia avea nevoie să fiu acasă, am fost tot plecat și a trebuit să mă întorc. Dar ca antrenor, din punctul meu de vedere, probabil există un șoc așa la primul joc, al doilea joc sau ceva de genul ăsta, dar după care te lovești de problemele care nu s-au întâmplat în trecut. Și aici mă refer la transferuri care au fost făcute prost, la alcătuirea lotului. Vorbești de Gaziantep. Da, nu, dar în general, da, în orice... Șumi, scuze-mă, da. Iartă-mă că îți spun, eu n-am întâlnit, încă n-am întâlnit antrenori care să spună, doamne, m-au dat afară. Toți spun... Am vrut eu să plec, că vreau să plec. Eu am spus că m-au dat afară de la CFR Cluj, când m-au dat afară de la Malatia, când m-au dat afară, nu, am recunoscut. De data asta nu m-au dat afară, fiindcă dacă mă dădeau afară, trebuia să-mi plătească contractul până la sfârșit. Eu am plecat, ne-am dat mâna cu banii la zi fără nicio problemă, nu. Eu am vrut să plec. Am înțeles că a fost tocmai o discuție de bani și că s-au simțit jigniți. Asta acum 3 ani. Acum 3 ani, în primul mandat. Păi ajunsesem pe locul 2 și aveam întâlnire cu bașcanul clubului și cu cei din board member, cum îi numesc așa, care sunt în jur de, erau atunci vreo 12, vreau să întâlnească cu mine numai pe la 1 noaptea și înainte de următorul meci. Noaptea, când eu mă odihneam, înainte de meci. Zic, bă, da, ți-a avut o săptămână să discutăm. Vreau să prelungească cu mine contractul. Eram pe locul 2, aveam șanse mari de a ne califica în Europa cu o echipă nou promovată. Nou promovată, formată de mine, fără transferuri cu bani, fără, practic, numai jucători, fără sumă de transfer. Și la momentul respectiv ei tot să se acopere în fața suporterilor, să spună că doresc să lucreze cu Șumudică în continuare, au declarat că mi-au acordat un salariu mai mare decât pe cel care l-aveam în momentul respectiv. Ceea ce a fost eronat, eu după meci cu Siva, țin minte și acum, coborusem pe locul 3, bătusem Beşiktaş, bătusem Fenerbahçe, făcusem egal la Galata, bătusem Başakşehir, adică făcusem niște rezultate extraordinare și cu un grup foarte, foarte bun. Am spus după meciul respectiv, cel cu Sivas, că nu este adevărat ceea ce se scrie pe site-ul clubului,
și că altele sunt datele problemei. După care m-au întrebat, zice, ok, și de ce nu accept să rămâi și sub salariul pe care l-ai avea sau ceva de genul ăsta? Doamne, n-am ajuns încă să discutăm în detaliu problemele financiare, dar consider că ducând echipa într-o din nou promovată să fie pe locul 2, măcar aș merita același contract, dacă nu ceva mai mult. Adică nu s-ar pune problema de bani. Eu sunt tipul care și ei aflaseră că eu mai, la unele meciuri le mai dădeam cât un bonus de la mine, adică așa, de bun simț, să iasă în oraș cu soțiile, să se simtă bine fiecare, adică nu contau neapărat banii, dar mă simțeam eu așa că nu sunt respectat la momentul respectiv. Și când am spus, m-au întrebat, zice, da bun, dacă s-ar întâmpla 2-3 luni să nu fii plătit, ce se întâmplă? Și din ce trăiești? Și zic, o sun pe soția mea să-mi trimită banii, dau contul din Turcia, să-mi trimită bani din România, care-i problema? Și asta. Și atunci s-au simțit lezați că nimeni nu-i mai presus ca și Gaziantepul. Partea administrativă și cea sportivă nu au avut nici mic cu mine decât primarul orașului și Vali, cum îi zic ei, guvernatorul regiunii respective, și m-au dat afară într-o jumătate de oră. S-au simțit jigniți, da? Da, s-au simțit jigniți că nimeni nu-i mai presus ca Gaziantep, că ei fac eforturi să dea bani și că eu, cum spun acest lucru, că femeia, că vezi, Doamne, soția mea mă va întreține la Gaziantep. Și au renunțat la mine și au terminat pe locul 9. Bine, dar acum sunt într-o situație și mai grea. Eu am lăsat la un punct de retrogradare, acum văd că sunt la două puncte. Bun, de... dar i-ai luat, spune și asta, i-ai luat. I-am luat cu 0 puncte după 5 etape, un gol marcat și 10 primite. După care eu în 23 de etape, cât am stat, am avut 7 egaluri, 7 meciuri câștigate, 7 victorii, 7 egaluri și 9 înfrângeri. În condițiile în care am pierdut cu Galata minutul 90 la Istanbul, cu Fener minutul 84 la noi acasă, adică niște forțe. Acolo cu Başakşehir, cu Trabzon, deci eu am pierdut numai cu echipele din partea superioară a clasamentului. Și spre finalul meciurilor. Din da, exact. Și atunci niciodată n-am pierdut să iau 3 goluri, cum s-a întâmplat acum, cum au pierdut la Rize, sau să pierd un meci după ce îl conduc. E adevărat că am fost egalat de foarte multe ori după ce am condus, dar n-am pierdut niciodată. Da. Totuși ai adus acolo niște români și ai lăsat 4 români acolo, nu? Da. E, nu te-ai gândit și la ei? Că tu i-ai adus și plecând... Păi m-am gândit... lucrul ăsta nu s-a întâmplat. S-a întâmplat în decursul a 2 săptămâni. Eu am vrut să plec de 2 ori. Am avut discuție cu Bașcanu și i-am zis după victoria de la Istanbul Sport că e momentul să mă opresc. Că nu mai pot, practic nu mai pot. Sunt stors, nu mai pot și capul meu e acasă. L-am pe tata în spital... Aveam socrii amândoi care trebuiau să se opereze la momentul respectiv și nu, chiar soția nu mai putea duce, avea nevoie. S-adunaseră necazuri. Una după alta. Nu, așa a început de an, n-am avut viață. Eu internat în spital acolo vreo 7 zile. Dar tu ce ai avut? Eu am avut o bronhopneumonie puternică, corelată și cu coronavirus. Deci am avut coronavirus în România. De sărbători. Da? N-am putut să ajung la meciul cu Hatay. Am făcut tratamentul aici, după care am ajuns acolo și în 5 zile m-au internat iară că am făcut complicații la plămâni. Și am stat 7 zile în spital. Adică am avut un an extraordinar de dificil, așa, și din punct de vedere al sănătății și m-au stors. Lucrurile astea m-au epuizat. Și mi-a fost destul de greu. Am avut discuția după meciul cu Istanbul, n-au acceptat-o. Au zis, nu, că ok, că du-te 2-3 zile acasă, liniștește-te și vină înapoi. Zic, domnule, cum să plec 2-3 zile, că noi peste 3 zile jucăm. Zic, nu pot să fac așa ceva, nu pot să las echipa. Jucătorii au venit la mine, după care, la o săptămână, am făcut egal acasă în ultimul minut cu Samsun Spor, o echipă destul de dificilă, am câștigat la ei în tur și în retur, am condus 1-0 și am luat gol în minutul 90 și ceva, ne-a egalat 1-1. Și după aceea am jucat cu Başakşehir acasă și am pierdut 2-0. La care au fost mai mulți de mulțumiți, mai ales un ziar de acolo care mi-a purtat sâmbetele așa de când m-am dus. Un site care nu-l citesc, cred că 15 oameni în Gaziantep, nu se uită nimeni, dar este un ziarist și rămâneam așa, un pic surprins, fiindcă presa din România citea, eu neintrând în direct, eu n-am mai intrat nicăieri, am evitat, și presa din România citea numai ce se scotea numai din context, numai ce scria acel jurnalist. Problemele au apărut și în momentul în care
au vrut să-mi acorde pașaportul. Din momentul ăla parcă s-a întâmplat ceva, i-a deranjat. Exact. Au vrut să-mi dea cetățenie, m-am întâlnit cu președintele țării când a venit la Gaziantep, cu domnul Erdogan. A stat cu mine de vorbă 5 minute și i-a chemat pe autoritățile de acolo și a zis: faceți documentele, mâine dați-i pașaportul domnului Șumudic. Și, bine, întrebându-mă dacă îmi doresc. Și a zis, da, este o onoare pentru mine. Tu okay. Având câți ani în Turcia cu totul? 5 ani. 5 ani. Da. Și el e născut în Rize, ajunsesem la Rize, mă cunoștea de la Rize, este echipa unde... Fan, suporter? Adică... Nu. Să uite, e bolnav, e fan, toată lumea zice că e cu Fenerbahce. Așa, din ce auzeam eu de la turcii care lucrau. Și asta, și ar fi jucat fotbal în tinerețe. Și toate problemele au început ușor, ușor. Când au văzut că vor să-mi dea pașaportul. Când, și atunci, la un moment dat, i-am spus bașcanului, zic, după meciul cu Başakşehir... Dar de ce? Se supărau că vrei să iei cetățenie? Ar fi trebuit să iei mândri. Nu știu, că... De ce n-avem nevoie? Că sunt nu știu câte licențe pro care așteaptă. Ei sunt foarte naționaliști. La ei, dacă antrenorii iau peste 5-6 mii de licențe pro acordate și care sunt 21 de echipe. Eram practic 3 ani, eram eu antrenor la Gaziantep străin, mai era ăsta, Fernando Santos, fostul selecționer al Portugaliei, la Beşiktaş, care sunt praf, nu fac rezultate, au mari probleme și cu o echipă extraordinară. Kluivert îl dăduse afară de la Adana, deci eram trei antrenori străini din toată liga. Se tot vorbește de eventuala angajare a lui Mircea Lucescu la Beşiktaş. Crezi că e posibil? Erau zonuri și acolo au apărut. Nu știu ce să vă spun exact. Mircea este un nume mare în Turcia. Nu, este, au câștigat campionatul și cu Galata și cu Beşiktaş. Deci este... Când zici Lucescu, toată lumea. Toată lumea jos pălăria. Bine, Beşiktaş e într-un moment foarte rău. Rău, locul rău. 5-6 la... Am înțeles că cu 4-5 luni neplătiți. Dar nu înțeleg cum că în iarna asta au transferat 2 jucători cu suma totală de transfer au plătit vreo 28 de milioane de euro pe ei. Nu înțeleg cum ce se întâmplă acolo, da. Dar o echipă... în general mult mai mulți bani decât un fotbalul românesc, nu? Nu o să compară. Nu, echipele mari nu. Păi, de exemplu, valoarea mea de piață a echipei mele Gaziantepului era 17 milioane de euro și asta ridicând-o, aducând eu niște jucători români care așa. Le-au ridicat cu o tapă transfer mari vorbesc, iar valoarea, mă uitam la Fenerbahce că m-a bătut sau la Galatasaray, aveau peste 300 de milioane de euro. Despre ce vorbim? Erau de 20 de ori cât mine. Nu am înțeles. Deci... Bun, zi-mi de românii pe care ai lăsat acolo. Ei cum au resimțit mișcarea asta? Au venit la mine la hotel, m-au rugat să nu plec, au venit la mine... Mister, gândește-te că am venit aici pentru tine, că nu știu ce. Le-am explicat situația mea familiară și au înțeles-o la momentul respectiv. Plus că am vrut să creez și un șoc. Cu toate că erau la un punct de salvare de retrogradare în momentul în care am lăsat practic un punct. Iar echipele din fața noastră, noi aveam rezultatele directe, fiindcă mi-este greu să cred că ei vor pierde cu 4-0. Eu bătusem Karagümrük 3-0 la Istanbul, la ei acasă. Da. Da? Făcusem egal la Hatay 0-0. Deci în proporție mare de 90% deci, rezultatele directe să da, te-ai bine. Da, dar acum văd că au pierdut la Rize cu 3-1. Și așteaptă un meci cu Alania destul de greu. Au bătut pe Beşiktaş, da, dar acum a crescut distanța. Sunt la 2 puncte de salvare. Am înțeles. Fiindcă celelalte echipe au făcut puncte și ele. Tu l-ai adus pe Drăguș, nu? Da. Și ce? Niță mai era? Drăguș, Niță, Maxim și cu Sorescu. Și cu Sorescu. Trei la echipa națională acum. Exact. Da, Sorescu, Niță și cu Drăguș. De care te-ai simțit mai aproape, ca să zic așa? Mai aproape? Da. N-am făcut nu pot să fac diferență. Vorbeam cu fiecare. Poate, știți cum este, nu poți să ai simpatii pentru toată lumea la fel și asta. Poate mai aproape de Drăguș și de Niță. Apropo de Drăguș, care e unul din candidații la titularizare pe postul de mijlocaș ofensiv stângă, de vârf stânga, să zic.
Și mai e și Florinel Coman acolo. Și Mihăilă. Și Mihăilă. Și mergem cu discuția la Mitriță. Tu l-ai fi selecționat pe Mitriță, sincer? După ce eu am lucrat cu el anul trecut. Mi-a jucat foarte bine la Raed, la Arabia Saudită. A fost jucător cu mine un an de zile. Mi-a jucat foarte bine, iar anul ăsta a avut un an extraordinar. Deci, dacă suntem obiectivi și trebuie să luăm după cifre, după realizări, după ceea ce faci săptămână de săptămână, chiar dacă nivelul campionatului nostru nu este un nivel extraordinar, consider că merita să fie selecționat, cum alți jucători de altfel care activează în această ligă a campionatului nostru sunt selecționați. Eu consider că Mitriță a făcut un an foarte bun, dar nu pot, nu știu, Edi știe cel mai bine, el știe, el simte, sunt probabil și alte probleme. Da, sigur. Sunt bine, alte probleme, exact, sunt și alte probleme. Cu el, eu așa. Mă gândeam și la Maxim, nu... Maxim joacă meci de meci la un nivel, a fost la Beşiktaş anul trecut, joacă meci de meci, adică mă gândeam că putea fi, chiar dacă nu juca, nu eram primit 11, era un pol așa care putea să atragă oarecare energie pozitivă în cadrul grupului. Dar acum, nu știu, Edi știe cel mai bine, referitor la Drăguș, că m-ați întrebat, deci este unul dintre cei mai buni jucători care eu i-am antrenat vreodată. Deci fără falsă modestie, dar foarte, foarte, foarte încăpățânat. Adică neascultător. Am avut, da, am avut mult de muncă cu el, mult mai mult decât cu Alibec și Budescu la un loc. Deci mult mai mult decât cu Alibec și Budescu la un loc. În ce sens? Dă-mi un exemplu. Păi, de exemplu, foarte individualist, își atrage antipatii la antrenament, fiindcă normal trebuie să-i mai dă o minge să joace singur, cu o minge. Nu dă la nimeni, la antrenament, și atrage antipatii într-un grup precum Gaziantepul, erau jucători. De exemplu, aveam Lazar Markovic, care a jucat la Liverpool și care venise. Papi Diabogi, care venea de la Chelsea. Aveam Enculu, care jucase la Watford și la Torino. Adică jucători care i-am antrenat și care aveau o anumită valoare. Nu puteau să închidă ochiul. Pierzi o minge, pierzi două, pierzi trei. Dar niște execuții incredibile. Mult peste toți jucătorii care i-am antrenat, o rupere de rit după loc, forță în picioare, dar încăpățânat în momentul când, adică lucrurile simple care... Foarte egoist. Exact, lucrurile care trebuia să le facă simplu, le complica și când trebuia să ia acțiune, că n-avea pe nimeni pe lângă el, încerca să-și găsească un coechipier să joace simplu, exact invers. Am luptat mult cu el și l-am făcut să marcheze 13 goluri, cu 12 în campionat și 2 în cupă. Este pe buzele tuturor în Turcia acum. Am muncit mult. Lume. Da, dar vor Beşiktaş să nebuniți. Beşiktaş, știu de Hoffenheim, ofertă făcută la Standard, direct, știu de mai multe echipe care vor să-l ia. Adică el este pentru mine și eu cred că i-am găsit postul. Pentru mine, punându-l în bandă, îl izolezi. În stânga, nu, tu l-ai dus în centru. În centru, la mine juca număr 9. Număr 9 sau al doilea vârf, dacă juca, cu două vârfuri. Fiindcă are mai multă libertate, are spații unde să ia acțiuni unul contra unul, așa ducându-l în bandă, îi limitezi, îi dai o rază deci de acțiune tu, mult mai mică. Deci tu, ca să înțeleg eu, da. Dacă ar fi după tine, pe Drăguș l-ai luat din bandă și l-ai pune în centru. Vârf de atac, fără dispoziție. Păi dau reușitele care le are. Să marchezi 13 goluri în Turcia, despre ce vorbim? Le are din... N-a jucat niciodată bandă la mine. Am și înțeles. Întâlnești adversari puternici, adică nu te întâlnești fundași care sunt plătiți cu milioane de euro. Nu joci cu Iordan de la Tecnometal. Scuzați-mă. Am înțeles, da. Adică... Bun, iar Niță? Mulțumit de Niță? Nu-mi vine să cred. Nu-mi vine să cred. Deci eu cred că are 25 de ani. I-au greșit ăștia. Buletinul. Deci n-am văzut în viața mea ce băiat, caracter deosebit, viață în el, stâncă, din bară în bară, se antrenează la capacitate 100%, indiferent că astăzi a fost joc și mâine e recuperare, el face 100% antrenament. Deci, unul dintre cei mai buni portari. Rar mi-a fost dat să întâlnesc așa, să strige la fiecare meci stadion întreg, Niță, să fie omul meciului de fiecare dată, să mai câte 8-9 parade incredibile. 36 de ani. Da, incredibile. Și să fie al doilea după Muslera. Bine, 36 nu mai e o vârstă. Al doilea după... Nu, dar n-arată. Deci arată 30 de ani, jur. N-am văzut. Apropo de asta, că vorbim de portari,
Ce părere ai de convocarea lui Horațiu Moldovan, care nu apără și nici n-are cum să apere la Atletico, nu? Că să iei locul Oblak e greu. Și eu l-aș fi convocat acum, cum i-aș fi convocat și pe ceilalți care nu prea joacă, gen Yanis Hagi, gen Drăgușin, care a jucat doar ultimul meci la Tottenham, da, sau ceva de genul ăsta, și eu i-aș fi convocat, fiindcă cu ei am făcut performanță, cu ei m-am calificat, merită acest, să zic așa, deget întins, să-i aduc înapoi și să le dau, dar în același timp, trecând timpul și ajungând la momentul adevărului, când practic în trei meciuri îți joci soarta să ieși din grupă, va fi destul de greu, mai ales la un portar. Un portar, hai că la un jucător de câmp e altceva, dar la un portar, în momentul în care n-ai meciuri în picioare și ai comis-o odată, te-a costat. Deci... Bun, adică tu zici că, sau așa înțeleg eu, că i-ai convoca, sau Horațiu, acum i-aș convoca și le-aș da șanse să joace. I-aș da, unul din cele două meciuri i-aș da șanse să joace. Unul din cele două meciuri amicale care... Așa. I-aș da șanse să joace. Și dacă ar confirma, l-ai titulariza, nu? Sau dacă n-ar greși... Nu știu ce se întâmplă până la vară. Neapărând până la vară va fi greu să apere în primul 11, din punctul meu de vedere. Cu tot respectul pentru el, dar va fi greu. E greu. La postul de portar e foarte greu. Momentul când nu aperi o lună, îți ieși din mână. Nu mai ai repere, nu mai ai absolut nimica. Când se ieși pe o centrare, când sunt... Jocul îți dă tot. Îți dă situații inedite. Te întâlnești cu așa. Antrenamentul nu este ca și jocul. Bun, atunci tu ce părere ai, Șumi? A făcut bine că a plecat la Atletico? Unde... Eu nu cred că se refuză Atletico. N-ai, da, unde era clar că nu va apăra, că nu poți să apere. Okay, Oblak, dar... e un cel mai bun portar din lume. Nu știu, și detaliile financiare, în ce condiții a plecat, ce salariu are. Iar Atletico, ești în lumea bună. El de la Atletico cu siguranță va pleca. A intrat într-un circuit, intri într-o sferă din asta în care te învârți după aceea. De la Atletico poate să plece oricând. Am înțeles că a avut la Betis. Va putea pleca undeva, dacă va apăra în cupă două, trei meciuri sau ceva de genul ăsta sau asta, el va putea pleca la un nivel peste Rapid, să fim corecți. Da, plus că e vorba și de aspectul financiar. Exact, adică, pe asta, eu nu știu detaliile. Înțeleg de nu știu câte ori mai mare la... Cu siguranță, cu siguranță. Da, zi-mi, Șumi, uite, tu ai făcut carieră în Turcia, ai schimbat echipele, ai fost în Arabia Saudită, ai fost... Mă, niciun antrenor român nu reușește în Occident, până și Lucescu a avut probleme. Când s-a dus la Inter, bine, a fost o conjunctură nefericită, dar, cum zice românul, n-a făcut mulți spurici. Cum explici asta? De ce nu reușește unul, Olăroiu, care este poate cel mai lăudat dintre antrenorii de afară? Da. Tot Arabia Saudită, tot Emirate, tot... Acolo a câștigat trofee, e greu, e adevărat, fiindcă eu consider că un antrenor român niciodată nu va avea oferte în momentul de față, nu există să aibă oferte din primele 5-6 campionate ale lumii la primele 7-8 echipe în fiecare campionat despre care vorbim. Adică mă refer aici Franța, Germania, Anglia, Italia, Spania. Nu cred că vor... Uita și în Turcia, vorbim despre Turcia. Ok, eu am antrenat în Turcia, dar a fost doar Petrescu, 5 etape la Kayseri în ultimii 10 ani. Nu pătrundem nici în Turcia. Și în care Turcia e campionat. Greu de intrat. Dar nu pătrunzi nici în Turcia. Sunt 3 antrenori străini acum în prima ligă, din 21. Da, vă și turcii seama. Nu prea agrează pe străini, asta e clar. E foarte greu, adică ăsta e un aspect. Al doilea aspect, trebuie să ai un CV bogat în spate, trebuie să ai ceva. Uite, singurul care e Răzvan, care mie îmi place ceea ce face la PAOK. Cu toate că și PAOK este o echipă renăscută sub bagheta lui. PAOK acum 6-7 ani nu reprezenta nimic. De când s-a dus Răzvan, a dat o identitate la clubul ăla. Adică ajung, acum joacă un sfert de final în Conference League. Înseamnă enorm. Practic pentru mine... A bătut 5-1 pe Dinamo Zagreb. Bellerin, se chinuie. Unde e? La retrogradare, cu Metz. Îi scriu aia pe garduri să... îl concedieze sau ceva de genul ăsta. Se lovește de fel de fel de probleme. Cum am lovit și eu, cum se lovesc... Lumea e rea în lumea asta fotbalului. Nu ușor, iar despre Loții nu putem spune că nu este un antrenor cu o vastă experiență. Bine, și un antrenor foarte mare. Nu mai e perceput ca antrenor român. Ok, ok. Nu, dar vreau să spun. Și e greu să ajungă la echipe mari. Spuneți-mi și mie, unde a fost la vreo echipă mare în afară de Sporting, când a fost atunci la Sporting? Da. Și care e campionatul Portugaliei, totuși. Au 3 echipe și restul se chinuie. Deci,
E foarte greu. În primul rând că rezultatele interne nu ne duc. Rezultatele echipei naționale. Legat de asta, Șumi, ia zi-mi, care a fost cel mai mare salariu pe care l-ai avut-o ca antrenor? Ați început. Hai, mai, eram sigur. Trebuie să discutăm niște bani. Eram sigur. Ha? Cel mai mare, atât. Asta e singura întrebare. Am avut la Shabab și la Raed în Arabia Saudită, dar nu pot să spun sumele. Da? Shabab în Qatar? Sau nu, nu. Nu, al Shabab în Arabia Saudită. L-am avut cu Banega, l-am antrenat pe Banega un an de zile. Capitanul Sevillei. Eu zic suma și tu dai din cap, dacă e dană. Hai că eu sunt mai direct, așa 50 spuneți. 50 de mii. Pe ce? Pe lună. Mai mult. De-aia ești așa bucat. De-aia ești așa de liniștit că n-ai, n-ai echipa cu... Chiagul e gros. Nu e gros. Nu, dar și dacă mă retrag mâine, n-am niciun fel de problemă. Poți să trăiești toată viața. Da. Decent, decent, nu fițe sau ce astea, dar decent, ca un om peste medie, să zic. La business class sau la cu avionul? First class. La first class. First class. Bun, zi-mi altceva. Ce le faci tu că, deși scos de la Gaziantep, cum tu ai recunoscut, aici e coadă ce echipă din Superliga să te ia? Rotaru a zis că ești următorul antrenor de la Craiova, Petrolul te vrea, s-a discutat la un moment dat de CFR Cluj, toată lumea îl vrea pe Șumudică. Cu ce îi vrăjești tu? Nu știu, n-am. Nu știu. Trebuie să-i întrebați pe cei care mă doresc. Încă în continuare și azi dimineață. Și azi dimineață ai avut o ofertă, nu? Da. De la cine? Nu mai. Petrolul, nu stau să mă ascund. Mie, ce să spun, mie... Așa un pic jenă de Marian, de copilul, am colaborat bine la CFR, dar nu sunt pregătit și nu pot să mă duc să antrenez o echipă o lună și jumătate, neștiind ce se va întâmpla acolo. Nu sunt antrenorul care să mă duc să antrenez o lună și jumătate Petrolul. Adică, cu tot respectul, este un brand, au venit suporterii la mine acasă. Cum au venit la tine acasă? Da, fața casei? Da, au venit doi suporteri la mine, liderii, așa, m-au sunat la telefon suporterii, au început să-mi scandeze numele, în fine, da, lucruri frumoase așa, care te mișcă la un moment dat, dar nu, în momentul ăsta simt că nu sunt pregătit să preiau nicio echipă până la vară. Nu. Bun, dacă ar fi fost o echipă de play-off probabil și cu șanse reale de a se bate la un trofeu, la o miză și la Petrolul. Uite, vă spun ceva. Eu mă duceam la Petrolul acum. Mă duceam. Dar aflând în ultima clipă că ei nu au licența pentru cupele europene, eu vreau să joc barajul ăla. Se pare că nu are. Am înțeles că doar Uclu și Mititelu au. Atât. Eu m-aș fi dus. Nici Herman și Anar? Nu. Eu m-aș fi dus. Doar două echipe din play-out poate să joace în barajul ăla. Eu m-aș fi dus cu mare plăcere. Încercam nu să prind pot juca, dar nu pot merge mai departe. Da, adică... eu mă duceam să prind locul 7-8 acolo, să mă bat și să am o șansă să joc un baraj, nu știu. Dar se duce și o mudică la Petrol, ok. Ia Petrolul pe locul 10. Ce să fac cu Petrolul mai mult de atât? Pot să fac mai rău, ferească Dumnezeu. Nu merge treaba, să nu, că nu-s Guardiola. Da. Mă duc pentru o lună jumate să ce? Nu, și de asta îmi pare rău că nu... În momentul de față chiar nu sunt... Și am muncit mult. Eu 7 ani am antrenat în străinătate, cu tot respectul pentru cei de acolo, dar în momentul de față, pentru mine, ar fi dificil să antrenez o echipă de play-out. Bun, da. Declarația lui Rotaru de la Craiova te-a măgulit, probabil. Nu? Că a zis că viitorul antrenor vei fi tu. Acum, n-am înțeles. Universitatea are un antrenor? Nu, are un antrenor care trebuie respectat, un antrenor care și-a făcut treaba. Am văzut că s-a redresat oarecum, a făcut niște rezultate. Locul 2, cred. Da, a făcut niște rezultate foarte bune și nu se pune problema. Asta a fost o discuție acum 3-4 săptămâni care am avut-o cu domnul Rotaru. M-a sunat într-o conferință cu altă persoană și mi-a spus că n-a vrut să lucreze cu mine, noi fiind prieteni, nu și-a dorit niciodată să lucreze cu mine și nici eu nu-mi doream la momentul respectiv și am declarat, dar următorul antrenor care va veni la Universitatea Craiova voi fi eu.
Asta i-am zis, bine mă Mihai, fă-ți treaba, lasă că eu acum am angajament, eram la Gaziantep, fă-ți tu treaba, lasă că vedem noi când ne-am întâlnit, când noi fi eu liber și când noi avea tu antrenor. Da, asta spre ce te trage? În special spre Rapid, bănuiesc eu, adică tu, sufletul tău e vândut Rapidului totuși. Ba, nu pot să contest vreodată că Rapidul este... înseamnă mult pentru mine. Nu pot să neg lucrul ăsta, dar îmi doresc să plec în străinătate. Asta este primul. Adică dacă ai fi să alegi, ai alege străinătatea. Da, plec în străinătate. Cred că și voi pleca în străinătate. Cred că voi pleca fiindcă cred că voi pleca în golf, iar fiindcă deja am discutat cu doi impresari și am discutat și cu un club în condițiile în care totul va fi ok și vor fi reconfirmați în funcție președintele și vicepreședintele. Urmează să mă întâlnesc cu ei în Dubai sau la Istanbul să stabilim strategia pentru anul viitor. Auzi, până la urmă tot banii decid. Te duci în golf pentru bani, nu? Că nu te duci pentru performanță, ca să zic așa. Da, mă duc pentru bani. Păi, dar aici, dacă... ce să fac? Dacă aș lucra aici, la un club care să-mi doresc să fac performanță, să câștig trofee. Că mi-e foame și mie de trofee, să zic așa, în ghilimele, mi-e dor. Dar dacă... Tu având un singur trofeu important, campionatul cu Astra, Supercupa cu Astra. Cu Astra, da. Am fost trecut și acolo cu 21 de puncte din 21 la CFR, sunt trecut și că am luat campionatul cu CFR-ul. Da, ai contribuit. Contribuit, am făcut 7 victorii din 7. În afară de asta... cea mai mare realizare a mea, carierei mele de fotbalist, este că a carierei mele de antrenor este că am scos West Ham 2 ani consecutiv din play-off, din cupele europene și ne-am calificat în primăvara europeană. Asta înseamnă da, enorm. A fost o pentru suită echipa de rezultate excelente. Spunem cu la FCSB te vezi vreodată? Nu. De ce? Nu, e un subiect închis pentru mine. Nu. Nu are rost să deschidem subiectul ăsta, nu. Clar. Deci, dacă ai avea vreo ofertă? Nu. Din cauza lui Becali? Nu deschid subiectul, v-am spus. Nu vreau să creez iară, să scoate din context. Nu. Este un subiect închis. Bun, dar dacă ai fi să ales, să zic că eu aș avea o putere așa, da, dată de nu știu cine, de Burleanu, că el e, da, fac totul în fotbalul românesc, să-ți ofer o echipă. Pe care ai luat-o? Iar ce spun da, acum... Bun. Ne-au Ovidiu a doua zi pe prima pagină și... Foarte bine, bă, asta facem. Păi știu, asta vă doriți. Ia zi. În momentul de față? Da. Care aș lua-o? Da. Adică ai putea să alegi orice echipă din prima ligă, din Superliga. Păi ați dat răspunsul mai devreme. Rapid. Da. Apropo, ce părere ai despre Bergodi? Eu am o părere bună. Alții... Un antrenor bun, un antrenor serios, un antrenor care cu fluctuații așa în carieră, să zic, cu bune și cu rele. Nu sunt eu în măsură să-l caracterizez așa, nici nu știu exact cum lucrează, ceea ce face, dar mi se pare un antrenor dedicat, un antrenor care își dorește foarte mult, a realizat și bune și rele, să zic așa, în anul ăsta la Rapid și la rele trec doar eliminarea din cupă, care este pentru mine o palmă mare dată Rapidului, să te scoată CSA-ul în Ghencea din cupă, pentru mine este inacceptabil și cupa trebuie să nu uităm că te duce în postura de a fi ca și câștigătoarea cupei, de a te califica în Europa League, da, da, ceea ce înseamnă enorm. Ca și buget, ca anul și orice. Asta, cupa are o importanță specială, exact, ca să zic. Exact. A format un grup bun. Acum nu știu unde e adevărul, pe undeva pe la mijloc, așa că l-am văzut dezamăgit că, vezi, doamne, suporterii n-au susținut echipa la ultimul joc, când a fost, și că n-au susținut echipa, că fără aportul galeriei, fără... În momentul în care, ca antrenor, vii și spui lucrurile astea, un pic îți cauți alibi, îți cauți că suporterii n-au fost alături de echipă.
El n-are nevoie de lucrul ăsta. Eu știu foarte bine. Are experiență vastă, a făcut rezultate. Sunt sigur că va face rezultate. Eu sunt ferm convins că și anul ăsta va reuși și îmi doresc să reușească la Rapid să-și îndeplinească obiectivul care este de a atinge podiumul, de a termina pe podium, fiindcă Rapidul, din punctul meu de vedere, are cel mai bun lot din România, la ora actuală. Rapidul, dacă vrea să alcătuiască două echipe în momentul de față să joace primii 11, probabilii cu improbabilii, nu știi care sunt aia, care sunt aia. Adică au un lot foarte bine. Bravo domnului Șucu, din punctul ăsta de vedere, adică este prima oară când eu spun lucrul ăsta. Bravo celor care se ocupă de transferuri. Dar cu Șucu în ce raporturi ești? N-am niciun raport. Nu. Adică n-ai o prietenie, nu, cu, nu, mai nu. Cu Rotaru? De nu, 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 nu. Îl cunoști personal? Nu. Ne salutăm. Dacă mă duc la meci, bună ziua, bună ziua. Bănuiesc, da, bănuiesc că mă cunoaște. Eu îl cunosc pe dânsul, dânsul nu știu dacă mă cunoaște pe mine. Nu știu. Da. Am înțeles. Bănuiesc că mă cunoaște. Aușumi, dar... crezi că e deja încheiat campionatul? FCSB-ul a scăpat? Campioană, da. Da? Peste 85% în opinia mea. Peste 85%, eu zic că este campioană. Acum depinde ce se va întâmpla, fiindcă celelalte echipe se vor mai încurca între ele. Exact. Ei, dacă vor fi deștepți și vor face și unele meciuri de egalitate să-i țină jos, e un avans destul de mare. Păi am intrat cu Astra cu 5 puncte când am intrat în play-off, dar am luat campionatul. Atunci așa a fost de ajuns, am de ajuns. Da, se mai întâmplă. Vezi deja între ele. Păi se întâmplă, se încurcă între ele. Acasă, nu, etapa, a pierdut acasă, etapa viitoare. Să câștige și etapa viitoare, Nea Ovidiu, etapa viitoare joacă Rapidul la Craiova. Care pe care. Oh, mai, da. Da. După care Rapidul primește CFR-ul acasă. Da, se încurcă dacă, între ele. Dacă FCSB-ul atunci... bate la Faro acum și Craiova cu Rapidul a făcut un egal, s-a terminat campionatul. Da, sigur, are deja 7 puncte. Face 9. Da. Când să, ce să... Adică ar însemna tu să câștigi ca o echipă urmăritoare, tu să câștigi 4 meciuri la rând și ei să pierdă 4 meciuri la rând. Imposibil. E greu asta, imposibil. Da, adică... Nu, imposibil nu, dar... Da, din punctul meu de vedere, e imposibil la ce se joacă în România acum. E greu să se întâmple așa ceva. La ce se joacă în România acum, în play-off, e imposibil. Ca o echipă să câștige 4 la rând și o echipă să pierdă 4 la rând. Da, e... Deci au fost cazuri acum, au fost... nici Petrolul n-a câștigat, nu știu, a pierdut 4 meciuri la... Păi da, dar nu în play-off sau în play-out, în sezonul regulat. Da, am înțeles. Hai să vorbim un pic despre Națională. Ce părere ai de Națională? Nu te-ai gândit niciodată să devii antrenorul echipei Naționale? Mă gândesc, dar... Fiecare antrenor are visul ăsta. Da, și eu am visul ăsta, dar deocamdată cred că nu sunt pregătit să fiu selecționer. Nu, cred că... peste câțiva ani, cu experiența care am acumulat-o, cred că aș putea. Deci în momentul de față nu te simți suficient de experimentat cât să iei Națională? Nu cred că aș putea să fac munca pe care o face Eli. Adică este o total... ești... Selecționerul este total diferit de un antrenor de zi cu zi al unui club. Se pare că și Edi tinde către asta, că n-a vrut să prelungească sau a dat de înțeles că nu prelungește contractul cu federația, că vrea să preia o echipă ca să antreneze zi de zi. Nu știu ce să zic, eu am vorbit cu el acum vreo săptămână, jumate, două, să mă sune de... m-a sunat și m-a întrebat de jucătorii care aveam la Gaziantep. Ce să spun? Sunt încântat de ceea ce a făcut Edi, sincer. Adică sunt niște rezultate notabile, chiar dacă am întâlnit o Elveție la pământ în grupa noastră, Kosovo la fel, numai că nu stă să vin acum cu argumente contra Edi sau norocul lui Edi sau ceva de genul ăsta. Nu mai contează. Edi a făcut un grup puternic, jucătorii uniți în jurul lui, cu administrație, cu tot ceea ce înseamnă acolo Stoichiță, ce înseamnă Burleanu, ce înseamnă Andrei Vochin, ce înseamnă toți. Adică toți au tras, s-au vâzlit în aceeași direcție, ca la 8 plusul Orame. Toți au vâzlit în aceeași direcție, s-au dus și iată că au adus România iară la un campionat european unde aveam stringentă nevoie. Nu aveai voie să mai lipsești și iată că mai scoatem și noi capul. Pentru și... prestigiu și pentru jucători. Eu o simțeam la Gaziantep în momentul când veneau convocările și toată lumea era fericită în cadrul clubului că uite, avem 3 jucători la echipa națională. Erau încântați, da, toată lumea. Da, pentru că, cum să spun, ești cu marfa la târg. Degeaba da. E marfa de calitate dacă... Chiar asta mă gândeam la Drăguș și îi spuneam.
ia du-te tu acum la europene și joacă foarte bine și dă un gol, două, în grupe. Să vezi unde sare cota ta. Crezi că vom face față la, la europene? Nu știu, vreau să mai văd și eu jocurile astea amicale. O să mă duc și dacă o să am timpul necesar și nu o să fiu angrenat în vreo, la vreo echipă, sper să mă duc și eu atunci pe viu și să văd europeanul. Și meciul, cel puțin meciurile din grupe, se poate întâmpla orice. Se poate întâmpla orice. Eu cred că avem șanse să ieșim din grup. Cred. Să ne calificăm. Așa. Dintre cele care concurează pentru al patrulea loc, pe cine ai prefera? Sau... N-aș prefera Ucraina. Adică ai vrea să nu se califice Ucraina? Să nu se califice Ucraina. Păi cu tot războiul nu prea le stă mintea la... Eu cred că dacă Ucraina se va califica la noi, terminăm primele două în grupă. Merg mai departe ușor. O echipă foarte bună. Asta e părerea ta. Da. Bine, deși, repet, din pricina războiului nu sunt cu pregătirea. Ok, nu sunt cu pregătirea, nu joacă pe terenul propriu, nu joacă da. În țară, joacă nici numai nu au mintea, să probabil, plimbă de colo-colo. Eu îl vedeam și pe Nea Mircea. I-a dus pe Giulești când juca cu Dinamo Kiev, i-a dus, adică și actorul joacă exact. Nu știu unde sau astea. Ok, nu este ușor, familiile plecate practic din țară, dar jucători... Zice altceva, dom'le, nu le stă mintea la fotbal și e normal, au probleme cu familiile, cu... Eu cred că îi va uni. Păi am văzut ce au jucat. Meci de calificare în grupă, au avut șansă și au avut un penalti clar cu Italia. Da. Au jucat senzațional corect. Contra Italiei. Senzațional. Deci n-ai vrea să se califice Ucraina. Nu, nu vreau Ucraina. Da? Belgia ți se pare așa o sperietoare? O echipă care joacă foarte deschis, o echipă care normal joacă un 3-4-3, cu trei fundași central, cu jucătorii de bandă foarte sus. Urmăream, că și eu jucam sistemul ăsta la un moment dat și urmăream. Deci este o echipă periculoasă. O echipă dar care joacă deschis și care poate fi surprinsă pe contraatac. Da, dar o echipă care îi place să domine jocul. Care îi place, care îi place să joace. Adică să joace, da. Care se închide, da, nu se închide, nu, se deschide, calculeze, joacă. Calculeze, ca să nu e o echipă la joc, ca exact, să zic așa. Exact. Slovacia? Riguroasă, o echipă care duce spre Germania, adică ca mentalitate, da, exact. Ca strictețe, exact. Ca viață, ca model social, ca orice, duce spre partea asta, spre Germania. O echipă periculoasă. Cred că pot forma mai degrabă un grup mai puternic decât cel al Belgiei, însemnând forța grupului. Nu da. Individualități, nu ceva de genul ăsta. Bine, cam ca la noi. Că exact, la noi exact. Iordănescu se genul bazează de echipă, pe... Genul ăsta de echipă în care nu iese un jucător în evident. De exemplu, cum ar fi Lukaku, să zic, la belgieni, care se duce și care joacă unde joacă. Și... Deci, cred că asta este forța Slovaciei. O echipă periculoasă. Da, și, cum să spun, e și riscul că n-are nume. Dacă te încurcă Slovacia, e rău de tot. Dacă te încurcă Belgia, se mai acceptă. Dar Slovacia, cine asta e Slovacia? E problema fotbalului nostru române și nu numai. Momentul în care, dacă ai pierde puncte și te bate Slovacia, toată lumea zice că te-a bătut da. Nu știu cine. Nu, nu e așa. Nu mai trebuie să privim așa, fiindcă nu mai sunt echipe mici și nici echipe naționale. M-a fost în 2016 cu Albania. Da. Adică a fost o dramă națională că ne-a bătut Albania. Albania, dacă te uiți, are jucători afară, da. Mult mai importanți. Pe unde? Joacă în Italia nu știu câți și joacă da. Titulari. Păi noi câți jucători avem titulari în Italia la momentul actual? Spuneți-mi, câți? Răzvan Marin din când în când. Da, în Serie A. În Serie A vorbesc. În Serie B. Păi Serie A. Păi noi și acum avem vreo 7-8 selecționați care joacă în Spuneți-mi și mie, jucătorii noștri străini în momentul de față, care joacă titulari în campionate în Europa. Da, așa este. De ce asta este problema? Am făcut un calcul, am vorbit la GSP live de curând despre meciul amical cu Columbia și am făcut un calcul că Florinel Coman și Cuman sunt evaluați la 5 milioane iar vârful la columbian de la Liverpool, cum îl cheamă, Luis Diaz, da. E evaluat la 75 de milioane. Deci de 15 ori mai mult. Păi asta înseamnă diferență. Păi sigur, asta atunci cum să spun? Cum să speri? Că e diferența mult prea mare ca să
să fie o greșeală. Exact. Și hai că poate să fie greșeală să scazi un 5-10 milioane. Tocmai. Da. Deci Liverpool l-a luat de la Porto, plătim 47 de milioane. Bine, iar Porto noi, izvor. Să dau 12 milioane. Porto și campionatul portughez izvor. Izvor pentru celelalte echipe și pentru asta. Ce vin de Porto, Porto au un scouting extraordinar. Porto, Benfica, Sporting. Da, sigur. E, școală foarte bună. E izvor de talente exact, pentru toată aduc Europa. Brazilieni, aduc brazilieni incredibili, le crește cota. M-am uitat și acum, Porto, păi, cu Arsenal, în Champions League, din punctul meu de vedere, nemeritat. Au jucat foarte bine. Da, foarte, foarte bine. Auzi, Sumi, dar tu ai jucat în Portugalia, mult timp. La Maritimo, 2 ani la Maritimo Funchal, da. Cum nu te-ai lipit să antrenezi în Portugalia? Aș fi putut să antrenez în Portugalia, dar salariile sunt foarte mici și nu mi-era acceptat staff-ul. Eu pentru staff-ul meu am făcut eforturi și fac eforturi inimaginabile. În primul rând, eu în momentul în care îmi discut contractul, discut întâi pentru staff-ul meu și după aceea pentru mine. Care cât sunt? 5-5? 6-5 acum. Între care și băiatul tău, nu? Da. Da, băiatul tău l-ai luat că e băiatul tău sau? Nu, are 5 ani, are 2 cursuri făcute la Madrid și la Lisabona de statistician și de analiz video. Nu l-am luat, nu l-am luat. Cunoaște fotbaliști mai mulți decât cunosc eu. Fiindcă era locul 2 sau 3 în România la PlayStation. Așa. Și jocul ăla te ajuta foarte mult și chiar la sisteme de joc să faci schimbări, dar să faci nu știu ce. Abar n-am. Nu, n-am nicio treabă cu... A, laptop și asta, da, lucrez, da, normal lucrez, că lucrez, da. Dar nu jocuri de genul ăsta, stau să joc, să... Așa. Și el cunoștea foarte mult și i-am zis, bă, tata, dacă tot cunoște atâta și văd că schimbi sisteme, că stăteam cu el în pat și mă uitam că se juca și asta, zic, uite așa, n-ai vrea să duci povara tatălui în spate, jucător de fotbal, stai să te chinui în divizia C, divizia B sau nu știu ce. Și l-am luat cu mine. Și el în momentul de față și acum face analize la unii jucători care a lucrat cu ei. Îi făcea lui Banega, de exemplu, ce să zic, capitanul Sevillei, care a luat cupa UEFA atâta timp, a lucrat cu mine la Shabab, el a lucrat cu mine cu jucători mari, băiatul meu, a fost cu mine la CFR, la Shabab, la Raed, a fost cu mine la Gaziantep în primul mandat, a lucrat, lucrează de 7 ani cu mine. Adică eu nu îl țin pe Fibiu după mine că e am băiatul înțeles, meu. Da. Și le făcea analize individuale a oponenților pe care îi întâlnea, fără să-mi spună mie. Și am rămas blocat odată. Zic, bă, ce lucrezi? Ce faci? Că tot nu ieșea. Zic, noi mergem la o cafea. Tu nu mergi? Zice, nu, că am de lucru. Bă, zic, ce lucrezi? Și până la urmă mi-a spus un secund al meu, de fapt amândoi, Petre Cristian și cu Gabi Mărgărit, mi-au spus, zice, lasă-l că trebuie să lucreze pentru Banega și pentru încă un jucător, Carlos Junior, un brazilian, care erau la Shabab, să le explice de oponenții lor, să le facă un filmuleț de 15 minute, ca așezare, unde sunt slabi, unde sunt alea, unde... Și am rămas profund încântat, îi și place ceea ce face și contează enorm. Bun, dar spune-mi, te ascultă sau din când în când? Bă, tata, n-ai dreptate. Nu, 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 nu mă ascult. Nu te ascultă, nu? Nu, nu mă ascult. Adică există, în cadrul staff-ului meu, sunt mari divergențe. Mari de opinie. În adică eu n-am yes man. N-am. Adică... Îți spune, dom'le, aici n-ai dreptate. Nu, secunzii mei, cred că trebuie să jucăm așa, cred că trebuie să facem așa. Bine, decizia rămâne la mine. Dar eu niciodată n-am. Eu mă sfătuiesc cu ei, fiecare vine cu o opinie, ne certăm, chiar ajungem să ne certăm. Deci ne certăm, practic ne certăm. Am ajuns, ne-am înjurat. De nervi asta, plecați pe afară, fără soții, fără nu știu ce, ți se urcă la cap, nervoși, nu știu ce. Ne-am înjurat, de-am alea, ne insultam, ne nu știu ce, dar până la urmă au dus la un progres. Și am făcut rezultat și ne-am luat în brațe. Adică nu există. Eu lucrez cu ei de 10-12 ani. Eu nu mi-am lăsat staff-ul și nu mi-l las niciodată pe drumuri. Indiferent că dau de la mine, din salariu. Da, am auzit. Asta am auzit, e adevărat. Nu, nu fac. Nu pot să-i las pe băieții ăștia niciodată pe stradă. Dacă unul nu este acceptat dintre ei, rămân acasă și eu. Și am un al doilea analist care lucrează foarte bine și antrenor secund, Şener Genturc, un turc foarte bun, care l-am avut, a lucrat în Turcia 17 ani, a fost la Trabzon, la Kasimpaşa, la Kayseri, a fost și peste tot cu mine. Iar un băiat foarte bun. Bun, și până la urmă ce faci? Ceri cetățenie de la turci sau nu ceri? Pot să-mi iau pașaportul și mâine, dacă vreau. Da, deocamdată limba n-am mai... Limba o vorbești? Ai început să vorbești? Puțin, da. Înțeleg. În general înțeleg, dar nu vorbesc bine. E o limbă destul de complicată. Da. Adică... Înțeleg, înțeleg. În mare parte înțeleg când vorbesc ceilalți. Bun.
Am înțeles de la tine că în Arabia Saudită ai câștigat cel mai mult, dar dacă ar fi să alegi între Turcia și Arabia Saudită? Ce? Ca să antrenezi? Da. În Turcia. Păi, dincolo e salariu mai mare. Nu contează. Aici te simți antrenor. De când te ia de la hotel, păi nici nu puteam să ies pe stradă când aveam rezultate. Și ce să spun? De când te ia de la hotel cu poliție, cu astea, de când te duce, camere de luat vederi, stadioane arhipline, 50.000 de spectatori. Am jucat la Galata, au câștigat și mă uitam la Galata, ce jucători, Ziyech, Icardi, Mertens, adică ce jucători aveau, Fred la mijlocul terenului, n-am văzut în viața mea, și s-au chinuit Torreira, jucase în Italia, toți, și s-au chinuit cu mine, m-au bătut în minutul 90 plus 1, 2-1, 50.000 de spectatori, toți în picioare. Deci niciunul nu stătea jos, decât la lojă bănuiesc. Toți în picioare, o atmosferă, un vacarm, deci da. Greu să reziști. Adică e... Turcilor, te simți antrenor. Turcilor le place foarte. Și în momentul în care te duci și dai mâna cu Beşiktaş, cu Fernando Santos, să-ți dau un exemplu, sau am dat mâna cu Terim, cu Okan Buruk, cu momentul Şenol Güneş, cu... sunt antrenori. Terim, ce e un fel de monument în Turcia, nu? Acum e la Panathinaikos, da. Da. Da, da, da. Ce să e? Regele, imperator. Pare că face și jocurile. Da, imperator. Mai, da, mai pune antrenor, mai vorbește, mai asta. Este un formator de opinie. E un fel de guru în, da, în Turcia. Da. Dar să știți că, uite, am avut o surpriză plăcută de la el. În momentul când a fost internat în spital, m-a sunat, a sunat doctorii de la spital din Gaziantep și m-a sunat și pe mine să mă întrebe cum mă simt, dacă am nevoie de ceva, fiind în Grecia plecat. Asta e frumos. Extraordinar. Abănuiesc că dacă sună Fatih Terim la un spital, ăia stau toți drepți, nu? Era spitalul 4 Bașcanului meu, nu era problema, adică oricum stăteau drepți. Dar a sunat interiorul, a format interiorul unde eram eu internat, nu știa numărul meu de telefon, că era noaptea târziu când s-a auzit, după care a doua zi dimineață a aflat numărul meu de telefon și m-a sunat direct. Și m-a întrebat dacă am nevoie de ceva, dacă știa că sunt în țara lui, că vrea să mă ajute, că sunt un nume important, că am adus un plus în fotbalul din Turcia și ceva extraordinar. Da. Aușumi, hai să ajungem la superlative, că să cam încheiat emisiunea. Zi-mi și mie, cel mai bun antrenor cu care ai lucrat vreodată? Mircea Lucescu. Lucescu, cu care ai câștigat campionatul... Mircea Lucescu și Queiroz, care a fost și la Real Madrid și la... care l-am avut la Maritimo. O perioadă scurtă de timp. Crezi că e normal Lucescu la 79 de ani să mai vrea să lucreze? Sau ar trebui să... Nu, pe ea nu poate să stea fără fotbal. Da. Eu vorbesc cu el. Eu vorbesc cu el săptămânal. Săptămânal vorbesc cu el și îl văd în plenitudinea forțelor și în toate... Da, e viu, adică, adică nu, vezi, Doamne, că uită, că a ajuns, e că nu, n-are nicio problemă. Viu și vioi, adică nu, nu. E bolnav de fotbal, știe. M-a sunat acum vreo lună, m-a sunat și mi-a zis, ți-am urmărit meciurile, așa, vezi că nu știu ce, tot timpul i-am cerut sfaturi. Eu am, am o legătură... meciurile lui Răzvan. Da, eu am o legătură senzațională cu el, da, și cu el și cu Răzvan. Am la o legătură meciurile Răzvan, eu zic, da, de ce te duci? Că nu pot să stau, da, cum, fără meciuri. De fapt, m-a ajutat și cel mai mult în carieră. Eu ce am ajuns datorită lor, familiei Lucescu. Adică, luându-mă jucător la Rapid și cu sprijinul Răzvan, care era colegul meu de cameră la Sportul, stăteam în cameră amândoi, jucam amândoi la Sportul și am fost transferat la Rapid. Și am ajuns. Și mă bucur acum că Răzvan este la un anumit nivel, eu mai jos, e clar, dar... Ești și tu destul, da, de sus. Nu și-au înșelat, să zic așa, așteptările. Bun, cel mai bun jucător pe care l-ai avut vreodată în subordine, să zic așa. Banega. Banega. Și dintre români? Să supără, da. Să-i să supere, ce adică? Fac așa, îi pun pe toți acolo, să zic. Budescu, Alibec, Drăguș. Români vorbesc. Da, da. Budescu, Maxim, și Alibec, oameni care nu prea se omoară alergând. Budescu, Alibec, Drăguș, Maxim. Nu vorbesc de Niță, care acum l-am cunoscut și care nu. Care am lucrat mai mult cu ei. Adică, da, am avut șansa să lucrez mai mult. Mă surprinde. Drăguș, într-o perioadă scurtă, m-a captivat.
Mă surprinde Budescu, de care lumea zice că e un jucător comod, care... Jucător senzațional. Mă rog, nu prea îi place să antreneze, nu prea... Senzațional. Jucător senzațional, jucător care, dacă știi să vorbești cu el, păi ce să, cu West Ham ne-a calificat, ne-a... Bun, adevărul e că nu s-a realizat pe deplin, ar fi putut mai mult. L-am luat la Shabab, a fost cu mine la Shabab, a fost... N-au văzut aia în viața lor, dădea niște goluri, de... la un moment dat nu știau să se bucure, era mingea în plasă și ei nu știau că a fost gol. Le plăcea arabilor? Da. Nu le plăcea așa, că nu se pregătea, că era mai delăsător, era... Dar... Mai boem, așa. Da, mai boem, dar era un nebunist după el. Și mi-am terminat. Dacă mai ai ceva de spus, uite-te în cameră și zi un mesaj către poporul român. Chibiți. Îmi doresc din suflet sănătate și doresc sănătate, fiindcă m-am lovit, v-am spus, de niște probleme și acum mi-am dat seama ceea ce înseamnă sănătatea pentru orice om în România. Să facă sport, că este cel mai important, să facă sport, să mănânc sănătos și, nu în ultimul rând, să fie alături de acest fenomen, ceea ce înseamnă fotbalul, fiindcă fotbalul fără suporteri este ca mâncarea fără ingrediente. Da. Domnilor și domnilor, a fost Marius Șumudică. Îi mulțumesc, vă mulțumesc dumneavoastră și sper că v-ați uitat la noi. Vă dau o nouă întâlnire săptămâna viitoare și vă urez tuturor să vă meargă până atunci cât mai bine. Va fi cu adevărat un super match live. Bucură-te de super fotbal, Superbet Go Super!